Liceul Tehnologic CC Fetești asigură o pregătire generală și profesională în domeniul tehnic, care adaptează permanent procesul instructiv educativ la nivelul standardelor europene și în concordanță cu evoluția pieței muncii din România. Școala noastră are ca scop fundamental asigurarea unui nivel maxim de educație pentru fiecare elev prin formarea competențelor de bază necesare adaptării la cerințele existente și viitoare ale societății, organizarea unor demersuri educative și experiențe de învățare stimulative și variate, desfășurate în clasă și în afara ei și care oferă oportunități de a participa la activități artistice, culturale, sportive și de a lucra cu o varietate de materiale, resurse și echipamente. Asigurarea dezvoltării depline a potențialului, talentelor și intereselor specifice prin activități de învățare organizate individual, în grupuri mici sau ca echipe ale clasei, astfel încât fiecare copil să-și valorifice abilitățile și cunoștințele proprii, experimentând în același timp avantajele cooperării și sprijinului reciproc. Încurajarea asumării responsabilității pentru activitatea și atitudinea proprii printr-un sistem pozitiv de recompense și stimulente. Cultivarea respectului pentru puncte de vedere și idei diferite în cadrul unor activități de învățare bazate pe discuții, dezbateri și reflecții despre diferite situații, obiceiuri, ocupații și opinii. Crearea unui mediu educațional prietenos în care fiecare copil să se simtă în siguranță fizică și psihică, valorizat și responsabilizat, participant activ la propria învățare. Oferta noastră pentru anul școlar 2014-2015. Liceu Z, domeniul electronică și automatizări, o clasă cu 28 de locuri. Domeniul electric, o clasă cu 28 de locuri. Domeniul mecanic, o clasă cu 28 de locuri. Domeniul industrie textilă și pielărie, o clasă cu 28 de locuri. Domeniul servicii, o clasă cu 28 de locuri. Școala profesională, clasa a 10-a, confecționer produse textile, o clasă cu 28 de locuri, mecanic auto, o clasă cu 28 de locuri, mecanic agricol, o clasă cu 28 de locuri. We'll be right back.
Domeniul industrie textilă are următoarele specializări: tehnician designer vestimentar și tehnician industria textilă pielărie. Aceste specializări încearcă să vă dezvăluie tainele creării veșmintelor, astfel încât să vă puteți exprima cât mai bine personalitatea prin intermediul acestora. Temele esențiale ale creației vestimentare, pornind de la informațiile generale despre structura corpului uman, despre caracteristicile culorilor și țesăturilor, ajungând până la realizarea practică a diferitelor obiecte de vestimentație, fuste, pantaloni, bluze, rochii, îmbrăcăminte pentru copii, etc. În urma școlarizării vei învăța să proiectezi țesături și tricouri, să construiești tipare de bază pentru îmbrăcăminte, să creezi schițe de costume, genți și accesorii, să confecționezi produsul etalon. Resurse disponibile: vei lucra în cabinete moderne cu utilaje performante. La terminarea liceului cu această specializare, absolvenții obțin certificat de competențe profesionale nivel 3 ca tehnician designer vestimentar sau tehnician industrie textilă. Tehnicianul în instalații electrice este un profesionist pregătit pentru domeniul instalațiilor electrice. El devine competent prin pregătire profesională pentru construcția, instalarea, întreținerea, modificarea și repararea acestora, fie că ele există în interiorul clădirilor sau în exterior. Tehnicienii în instalații electrice pot să lucreze pentru a monta în faza inițială un sistem electric, o instalație electrică sau ulterior pentru întreținerea sau mentenanța acestora. Ei pot, de asemenea, să fie specializați în instalații electrice existente la bordul autovehiculelor, a navelor maritime, aeronavelor sau unor platforme mobile. Dacă te vei înscrie la profilul economic calificarea tehnician în activități economice, vei învăța să organizezi contabilitatea unei firme, să utilizezi softuri de contabilitate, să întocmești situații financiare și statistice, să stăpânești tehnici de negociere în afaceri, să realizezi oferte de produse conform cerințelor consumatorilor, să închei contracte economice, să-ți dezvolți activitățile antreprenoriale. În formarea acestor priceperi și deprinderi se utilizează conceptul de firmă de exercițiu, care are drept scop dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor prin simularea proceselor dintr-o firmă reală. După absolvire, elevii vor beneficia de obținerea unui certificat de competențe profesionale nivel 3, cu care se pot încadra în posturile de contabil, referent resurse umane, agent comercial și agent de vânzări, inspector sau agent financiar, agent de asigurări. De asemenea, pot continua demersul profesional prin studii superioare universitare cu profil economic la ASE sau facultăți cu profil economic. Calificarea de tehnician mecatronist este acea calificare care îmbină trei discipline: mecanică, electronică și informatică. Un absolvent al calificării tehnician mecatronist, în urma competențelor dobândite, se poate ocupa cu mentenanța, repararea și îmbunătățirea sistemelor mecatronice sau robotice. Tehnicianul mecatronist lucrează în laboratoare și ateliere de prelucrări mecanice, componente tehnologice de bază pentru produsele mecatronice, în scopul realizării de modele experimentale și prototipuri mecatronice. Absolvenții de liceu în specializarea mecatronică au posibilitatea de a lucra ca tehnician mecatronist la firmele de stat sau private, românești sau străine, în prezent înregistrându-se o cerere sporită de specialiști în acest domeniu, respectiv de a-și continua studiile în cadrul Politehnicii București, specializarea mecatronică, pentru a deveni ingineri mecatroniști. Tehnicianul operator tehnică de calcul este un bun cunoscător al sistemelor de calcul, atât din punct de vedere hardware cât și software. Se ocupă cu lucrul pe calculator, utilizând programe noi și interesante, întreținerea și repararea calculatorului și a tot ce ține de acesta, imprimantă, scanner, monitor, întreținerea și folosirea dispozitivelor de memorie externă, securizarea calculatoarelor instalând programe pentru devirusare, cunoașterea competențelor unui calculator, construirea rețelelor de calculatoare. Este meseria cu cea mai bună perspectivă. Angajare după terminarea liceului la firme de cablu, firme de telefonie mobilă, firme de reparații calculatoare, firme de vânzare calculatoare și continuarea studiilor în domeniul informaticii. Școala
școala noastră oferă tinerilor o nouă viziune comportamentală, constructivă, într-o societate civilizată, cu o economie de piață bazată pe competiție, știut fiind faptul că învățământul tehnic este indispensabil în era informaticii și a progresului.